O carte superbă ca titlu, o carte superbă conținutul ei, în conținutul ei, o carte minunată scrisă de Ovidiu Scridon. Spun minunată pentru că este o carte cântec. Dacă vreți, până și titlu are așa o nuanță de cântec, povestea unui gând, povestea unui gând înseamnă așa o trimitere spre muzică. Ovidiu Scridon este cântăreț, folchist, dacă vreți, nu știu dacă se mai poartă acest cuvânt, dar este cel care ne-a încântat de atâtea ori cu muzica sa. E bine, această carte, această carte este scrisă din textele cântecelor sale, nu toate, dar aproape toate, texte pe care a scris muzică și pe care ne-a oferit-o cu drag. Ovidiu Scridon este născut, spune el, pe la 1970 și ceva, și a fost mare admirator al cenacului Flacăra. Melodiile lui nu neapărat se trag de acolo, dar au ceva din izul parcă din timpul cenacului Flacăra a lui Adrian Păunescu. A lucrat la radio, este licențiat în studii economice și are două masterate în relații publice și în management. Este un om absolut deosebit dar are o sensibilitate și o franchețe a discursului care te face să te simți bine, te face să te gândești că și tu gândești la fel și tu simți la fel și tu ai amintiri frumoase sau mai puțin frumoase și tu ai plâns și tu ai râs. Poezia sa este viață, viață adevărată. Nu uită nicio clipă că a plecat din Ardeal și zice așa, eu când ardealul sunt fecior cu vorba rară, născut în mijloc de țară, pe o vale, lângă un deal, într-un loc numit ardeal. Moșii mei sunt vechidaci, cei drepți ca niște copaci, sunt cinstit cu orice străin. Dar la nimeni nu mă închin. Orice trai mai bun mă cheamă, nu plec de lângă mea mamă. Să se ducă toți cavalul, eu rămân să-mi cânt ardealul. Pentru că am pomenit de mamă, nu, volumul întreg este dedicat mamei, mai multe poezii sunt închinate ei și se simte respectul, admirația, dorul de mamă. Nu sunt pe lume cuvinte și niciun tablou în vreo ramă care exprimă fierbinte ce e iubirea de mamă. De mic în preajma ei, nici când nu m-a atins focul sau gheața, pentru că ea există, sunt și pentru mama mi-aș da viața. Încă o poezie frumoasă despre viața de student. Trebuie să vă spun că una dintre poeziile sale a devenit imnul studenților și ne povestea nouă acest autor tânăr că de câte ori merge în centrele studențești, aceștia cântă cu ei, cu el pe vieți am trăit în trecut, prețuim mai mult momentul prezent, căci nicio viață absolut nu se compară cu viața de student. Suntem săraci cei drept la buzunare, suntem mai toți blatiști, nu avem mașină, însă avem satisfacții morale, chiar dacă un crem vuști, ni dejun și cină. Ne distrăm mai strașnic ca oricine, chiar săraci fiind, știm să trăim, Știm să alegem între rău și bine, chiar dacă visăm într-un pat de cămin. Între prieteni, dacă stelele în cor vor plânge, dacă amarul și tristețea vor înfrânge, amintirile au un rost. Vom fi iarăși cum am fost, la un loc din nou cu toții, ne vom strânge. Hai să ne unim, prieteni, pe vecie pentru clipele ce-au fost și oră să vă fie sufletul să-l păstrăm tânăr, mereu umăr lângă umăr și în veci Sfânta Prietenie să ne fie. Așa cum v-am spus, cântecele sau poeziile sale spun, povestesc despre viață. O viață simplă în care iubirea, iubirea de mamă, de iubită, viața cea de toate zilele, locul unde te-ai născut, greutățile pe care le trăiești poate zi de zi, dorurile se exprimă la modul firesc. Poate poeziile citite nu au farmecul cânte celor sale, dar totuși îți dau așa o impresie de viu, de adevărat, de neprefăcut. Omul acesta scrie ce simte, cântă ce simte și ne dăruiește nouă celor care îl citim, îl auzim sau îl simțim dincolo de cuvintele din text. Ovidiu Scridon, Portretul unui gând.